Complexul Muzeal de Științele Naturii își așteaptă vizitatorii între orele 18 și 2 cu 3 evenimente inedite. Așteptăm publicul să vină la muzeu, este Noaptea Muzeilor, eveniment care este organizat la nivel european. Complexul Muzeal de Științele Naturii Galați a pregătit pentru public multe surprize. Avem o expoziție de pictură biomecanistă care aparține tânărului artist Aldin. Sunt expuse 14 tablouri care au ca temă femeia, într-o realizare inedită. De asemenea, la acvariu avem o premieră mondială. Vorbim aici despre un acvariu cu pui de roșială termală, o specie unică în lume care trăiește doar în România. Pentru prima dată, publicul va avea ocazia să vadă pui de roșială termală care au fost obținuți aici la acvariul din Galați. Tot la acvariu avem o expoziție temporară, evoluție și adaptare în lumea peștilor. Așteptăm publicul să vină la muzeu până la ora 2 noaptea, este deschis. Sperăm ca vremea să țină cu noi pentru ca toată lumea să se bucure de această sărbătoare. Pentru cei ce nu ajung noaptea la Complexul Muzeal de Științele Naturii, duminică îi așteaptă aceleași expoziții, iar intrarea va fi tot gratuită. Nu se vor plăti bilete nici la Muzeul de Istorie în noaptea de 17 mai, între orele 18 și 1. Trei expoziții vor marca evenimentul: Secvențe arheologice gălățene la sediul de pe strada Domnească, iar la Casa Colecțiilor vor fi expuse Medalistica Românească între 1839-1939 și Filatelia Română între Modernitate și Contemporaneitate. Noaptea Muzeilor, care și Ziua Muzeilor de Duminică, care iată peste două zile o să atragă din nou un public numeros către muzeile și către muzeile din județul nostru, din orașul. Și Muzeul de Artă Vizuală așteaptă gălățenii pasionați de cultură între 19.30 și 24 cu expoziții, un târg handmade, dar și un spectacol în aer liber cu un recital susținut de 3 trupe gălățene.